20 de șoferi au fost prinși băuți sau drogați la volan noaptea trecută în timpul unei razii în capitală, dar și în județul Ilfov. Un tânăr și băut și drogat, dar și fără permisul de conducere, a intrat cu mașina în gardul Parlamentului, iar în autoturismul altuia polițiștii au găsit 4 pliculețe, cel mai probabil pline cu droguri. Polițiștii au făcut noaptea trecută o acțiune de control în trafic în mai multe localități de lângă capitală. În Ilfov, un șofer a fost prins în timp ce conducea prin oraș sub influența drogurilor. După ce termină colegul meu controlul automobilului, direcție la mașina respectivă, la mașina mea de conducție, pentru a face acest test, da? Dacă spuneți că nu ați consumat, acest test va releva dacă ați consumat sau nu. Ne mișcăm. Rezultatul testului a fost pozitiv, iar după un control în mașina acestuia, polițiștii au găsit și 4 plicuri suspecte. Ai vreun prieten să-ți facă vreo glumă de asta proastă? La tine mașină, nu-i mașina ta, nu e tău. Bărbatul susține că nu știe cum au ajuns acele plicuri la el în mașină. În cauza a fost întocmit dosar de penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. El a fost dus la un spital din București pentru prelevarea de mostre biologice. 7-8 secunde până să mai aud de buzir. În urma acțiunii, polițiștii au dat 23 de amenzi în valoare totală de 4.350 de lei și au întocmit 2 dosare penale. Și în București, 17 șoferi au fost prinși în trafic băuți și drogați. Un bărbat de 27 de ani chiar a intrat în gardul Palatului Parlamentului. După ce polițiștii l-au testat pentru alcool și pentru droguri, ambele rezultate s-au dovedit a fi pozitive. În plus, șoferul nu avea nici permis.